Domnule prim-ministru, vă mulțumesc că ați acceptat să purtăm acest dialog pentru telespectatorii din municipiul Zalău și din județul Sălaj. În discuțiile pe care le-am cu alegătorii mei din municipiul Zalău și cu cetățenii din județul Sălaj în general, constat că guvernul pe care l-ați condus în perioada 2005-2008 se bucură de o imagine foarte bună. Sunt foarte multe lucruri care sunt apreciate în activitatea acestui guvern și mai ales în rezultatele acestui guvern. Vorbim de creșterea economică foarte mare care a fost în acea perioadă, de investițiile străine, inclusiv în municipiul Zalău, s-au realizat investiții și nenumărate locuri de muncă, de creșterea generală a veniturilor, atât în mediul privat cât și în mediul public, de creșterea pensiilor și așa mai departe. Cărui fapt credeți că îi se datorează această imagine foarte bună pe care o aveți dumneavoastră și guvernul pe care l-ați luat? Într-o măsură importantă, cred că oamenii au astăzi posibilitatea să facă o comparație, între felul cum trăiesc astăzi, cum au fost guvernați în ultimii 4 ani, care au fost rezultatele concrete ale guvernării din ultimii 4 ani și, sigur, perioada în care am fost prim-ministru. Cred că, dincolo de orice discurs politic, de orice explicații, de orice motivații sau justificări, oamenii au la îndemână această comparație care, aș spune, mă ajută. Mă ajută pentru că, sigur, că România a avut o perioadă benefică, o perioadă benefică care a însemnat o creștere economică susținută, cu ritmuri foarte înalte de creștere a produsului intern brut. Și acest lucru, așa cum este normal, am reușit să transferăm creșterea economică în bunăstare către cetățeni. În bunăstare către cetățeni, către salariați, în primul rând. Vorbesc de salariați pentru că aici, sigur că mediul privat, probabil că a fost principalul beneficiar, dar și cei care au lucrat în sistemul bugetar au ajuns să fie bine plătiți și să li se recunoască valoarea muncii, mă refer la profesori, la medici, la cei care lucrează în administrație sau în alte domenii, cum ar fi, nu știu, poate armata sau Ministerul de Interne, deci ordinea publică. Și, pe de altă parte, am avut o altă categorie importantă de cetățeni, mă refer la pensionari, care și ei au cunoscut o îmbunătățire a calității vieților prin creșterea veniturilor. Sigur că nu mi-e rușine să spun, nu s-a realizat, poate, pe cât s-ar fi putut și pe cât mi-aș fi dorit. Și nu mi-e deloc rușine, cu toate că unii analiști, în sfârșit comentatori, au apreciat că măsurile de creștere a pensiilor nu erau liberale. Eu vreau să le spun tuturor că, într-o viziune liberală, performanța economică în sine nu valorează nimic dacă ea nu se transferă în bunăstare către cetățean. Și cetățean înseamnă și cel care este salariat, în egală măsură cu cel care este pensionar și care a avut o contribuție pe perioada cât a fost salariat. Așadar, sigur că acesta a fost un element fundamental. Cum s-a realizat, e o lungă poveste. Ca să atragi investiții, ca să stimulezi mediul economic, au trebuit luate niște măsuri și au trebuit făcute niște eforturi proprii, nu numai ale mele, ale întregii echipe cu care am colaborat, inclusiv ale autorităților locale, pentru că foarte multe proiecte de investiții s-au derulat la inițiativa sau cu sprijinul autorităților locale, din când în când cu sprijinul autorităților centrale pentru autoritățile locale și am foarte multe exemple în acest sens, fie că este vorba de Cluj, fie că este vorba de inclusiv Sibiu, în municipiul Zalău, inclusiv în municipiul Zalău. Exact. Pe lângă aceasta, a fost, dacă vreți, ceva mai mult. Am avut, la începutul mandatului, pot să vă spun cu sinceritate, o mare temere, puțin zis, o frică că România va eșua și nu va reuși pentru obiectivul pe care l-am propus de aderare la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, din cauza unei întregi liste de probleme pe care trebuia să le rezolvăm. Și am reușit să mobilizez nu numai guvernul, ci întreaga administrație, foarte multe instituții, inclusiv la nivel local, în acest efort de interes național. Din păcate, după 2009, am constatat că motoarele și-au mai încetinit durația și iată că astăzi auzeam chiar de curând
aprecierile ministrului Leonard Orban, nici măcar nu avem 10% absorpție a fondurilor europene. E o contraperformanță, ținând cont că în 2009, la începutul anului 2009, deci la sfârșitul mandatului meu, România era a doua țară în ceea ce privește performanța pe direcția parcurgerii procedurilor de absorpție a fondurilor europene. Deci tot acest efort, practic, s-a irosit și România astăzi este codașă, în condițiile în care nu mai avem alte investiții străine și singura sursă de investiții certe ar fi fost fondurile europene, care, în plus, nici măcar nu sunt rambursate. Nu rămâne decât să cred că actualul guvern a înțeles care sunt, aș spune, provocările perioadei următoare și va reuși să găsească soluțiile pentru a depăși acest impas. Cei 4 ani buni ai guvernării dumneavoastră au fost urmați ca Biblie de 4 ani foarte răi. Din punct de vedere al filozofiei de guvernare, Europa au fost 2 moduri diferite de abordare a crizei. Modalitatea de tăiere a veniturilor, de reducere bugetare, care s-a practicat la noi într-un mod absolut aberant, și cea de încurajare a dezvoltării economice. Practic, acesta este principalul reproș care poate fi făcut guvernului Boc și regimului Băsescu. Da, pentru că și acest lucru, probabil că unii dintre telespectatori și vor aduce aminte. Eu am reclamat întotdeauna faptul că, pe lângă măsurile necesare de reducere a cheltuielilor într-o perioadă de criză economică mondială, europeană, care afectează și România, și sigur în aceste momente este firesc să începi să strângi cureaua, așa cum se spune în limbaj popular, pe lângă aceste măsuri ar fi fost necesare măsuri de stimulare economică și mai ales de stimularea investițiilor. Există un, dacă vreți, un sistem de compensare care în țările Europei Occidentale și mai ales în Germania, unde am învățat despre aceste lucruri, funcționează. Și anume, în perioadele de bunăstare, sectorul privat este cel care investește, pentru că generează venituri, generează profituri și le reinvestește. Iar în perioadele de criză, guvernele sunt cele care investesc, pentru că investitorii privați își pierd încrederea, sau chiar nu e vorba numai de încredere, de multe ori își pierd suflul, nu mai au capacitatea de a investi, și atunci este guvernul care investește în proiecte de interes public pentru a compensa minusul de investiții din sectorul privat. Din păcate, guvernul României condus de Boc și patronat de Băsescu nu a înțeles acest lucru și de aceea prăbușirea economică în România a fost catastrofală. A fost încurajată de guvern. A fost încurajată, practic a fost stimulată, am putea spune, cât de paradoxal poate să fie. Și vreau să înțeleagă pe respectatorii următorul lucru. Toate țările au fost afectate de criză într-o măsură sau mai mică sau mai mare. Dar incapacitatea, neputința, până la urmă, autorităților, se vede un rezultat. Dacă ne uităm la Polonia, nu puteți să vă imaginați că Polonia este o țară izolată în Europa și care nu cunoaște efectele crizei. Care este explicația pentru care Polonia a cunoscut și ea o scădere a creșterii economice, dar n-a intrat în recesiune? Tocmai este, aceasta este diferența între ceea ce spunem noi în mod curent, bună guvernare și proastă guvernare. Polonia, în momentul de față, este una din țările care a performat cel mai bine în privința absorpției fondurilor europene și care este îngrijorată de proasta performanță a României, pentru că în exercițiul bugetar al Uniunii Europene, care urmează pe perioada 2014-2020, când țări ca noi, deci noile țări intrate, noi membri în Uniunea Europeană, vor cere majorări de fonduri, vor trebui să vină și cu argumente. Ce argumente putem noi să avem, România, care n-am consumat decât 10%, nici 10% din fondurile alocate. Deci, ne întoarcem din nou la aceeași problemă și, în final, sigur că concluzia este una și simplă. În cazul României, am avut de-a face cu o guvernare proastă, dar proastă e puțin zis, că o guvernare proastă poate ne-ar fi dus la o performanță ceva mai slabă. Noi suntem în situația unei adevărate contraperformanțe pe seama tuturor cetățenilor. Eu cred că principala provocare pentru guvernul USR, acum și în viitor, pentru că sigur va fi tot guvernul USR, este dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă. Și aici, sigur că și contribuția noastră este extrem de importantă, măcar în consultarea guvernului pe baza experienței pe care o aveți.
În încheiere, vă rog, dacă vreți să transmiteți un mesaj către cetățenii municipiului Zalău. Vreau, pentru că am fost de fiecare dată, am fost în vizită, am fost impresionat ultima oară la vizita pe care am făcut-o la cea mai importantă unitate de învățământ liceal din Zalău, unde am văzut generațiile tinere. Colegiul Național Silvania. Colegiul Național Silvania, care este un, aș spune, un rezervor de tineri bine pregătiți și care, în felul acesta, sunt convins că vor putea să aibă un viitor în România. Ei bine, în afară de această componentă care este în zona învățământului, în zona educațională, știu destul de bine județul. Oameni care nu-și doresc decât un singur lucru, să trăiască mai bine pe baza muncii proprii. Așadar, îndemnul meu este să nu creadă în promisiuni de șarte, să înțeleagă că România nu va ieși din această situație proastă decât prin muncă. Îi îndemn pe oameni să aibă curajul, să muncească, să-și caute un loc de muncă în raport direct cu pregătirea lor profesională și prin efortul lor și al tuturor românilor, sunt convins că putem să scoatem România din criză. În perioada care urmează, 2012-2016, în următorul mandat, împreună, dacă vom face aceleași eforturi pe care le-am făcut și la începutul mandatului meu, sunt convins că România se va întoarce pe calea creșterii economice și a bunăstării pe care cu toții au cunoscut-o și pe care, din păcate, astăzi ne-o amintim cu regret. Vă mulțumesc!